În preajma sărbătorilor de iarnă, tendința comercianților de a avea magazinele bine aprovizionate este una firească, numai că în cazul unora dintre ei, această activitate poate îmbrăca și forme ilegale. Aceste lucruri sunt cunoscute și de cei care sunt întemeiați să efectueze controle. Așa se face că polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu cei de la Poliția Municipiului Giurgiu, au efectuat o verificare în zona punctului de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite în domeniul achizițiilor intracomunitare de mărfuri. La controlul efectuat, în noaptea de 4 spre 5 decembrie, asupra 31 de autovehicule, importante cantități de pește și mandarine au fost confiscate și s-au aplicat de asemenea sancțiuni contravenționale. Pe timpul acțiunii, polițiștii au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.000 de lei pentru neprezentarea documentelor de proveniență a mărfii. De asemenea, au confiscat 1.700 de kilograme de mandarine și peste 650 de kilograme de pește diferite specii. Pe lângă cele 1.700 de kilograme de mandarine, au fost confiscate în total aproape 700 kilograme de pește, adică peste 250 de păstrăv, aproape 130 de kilograme de chefal, mai mult de un sfert de tonă de sardine și circa 80 de kilograme de fitofag, valoarea totală a cantităților de pește depășind 4.000 de lei.